Săptămâna trecută la Iași a fost depistat un caz de trichineloză la un mistreț. Animalul a fost împușcat în cadrul unei partide de vânătoare ce a fost desfășurată în zona Răducăneni. Existând suspiciuni că porcul mistreț ar fi infestat, în cauză a fost solicitat un examen trichineloscopic. În urma analizelor fiind confirmată suspiciunea, acesta a fost primul caz de trichineloză la un mistreț depistat la Iași în anul 2015. Oamenii acasă iau toate măsurile privind condiții de igienă, pentru că de la șobolan se transmite la porc, poate fi porcul domestic, poate fi urs, poate fi porcul mistreț. Din gospodărie populației nu am avut niciun caz, au fost făcute mult peste 150 de examene trichinoscopice numai la sediul DSV Iași, în piețele din municipiul Iași, Târgu Frumos, Pașcan și Hârlău. Nu au fost găsite, nu au fost diagnosticate. Nu au fost probe pozitive pentru trichineloză. Ce măsuri s-au luat în acest caz? În acest caz, măsura este obligatorie, este imperativă, de a confisca întreaga carcasă de la porcul mistreț care a fost vânat și se arde în incinerator.